Bine ați venit la cursul de proiectare cu microprocesoare, acum în formă online. A durat un pic mai mult decât mă așteptam să pregătesc acest curs, pentru că, așa cum v-am zis în cursul întâi, îl am ca un mix de slide-uri și scris pe tablă și aș fi vrut să nu pierd partea de scris pe tablă, pentru că sunt oarecum complementare, chiar dacă e contraintuitiv, cel puțin pentru mine, ceva ce putea să fie un slide poate să aibă valoare mai mare ca scris pe tablă. Și atunci o să vedeți un pic cum am făcut cursul acesta. Feedback și întrebări pe forumul de pe cursul de pe Moodle. Și acum haideți să vorbim despre timere. Vom vorbi un pic despre timere în general, despre modurile de lucru ale timerelor, care sunt importante pentru a înțelege funcționarea lor. Vedem ce aplicații putem să mai facem pe baza timerilor și la sfârșit vom vorbi despre un periferic care are foarte multă legătură cu timerele, anume watchdog-ul. Ok, haideți să vedem ce sunt timerele. Timerele sunt dispozitive cu care contorizăm timpul sau evenimente care au loc în timp. Vrem să apoi să acționăm asupra lor și practic ce ne permit să facem? Practic, ne permit să aflăm cât timp a trecut între două evenimente. Să zicem că avem două evenimente care au loc la T1 și T2, pot să fie, de exemplu, apăsări de buton. Cu ajutorul timerelor, practic, o să avem un contor pentru fiecare eveniment și diferența lor o să fie diferența în timp. Putem să numărăm și evenimente externe. La ce mă refer? Zicem că avem un semnal pus legat către un pin de la microcontrolerul nostru. Poate să fie un semnal periodic, de exemplu, nu știm care e frecvența lui. Putem să numărăm toate tranzițiile pe front negativ și să vedem cât timp a trecut între câte tranziții am numărat și vom obține frecvența acelui semnal. Putem să și executăm acțiuni la un anumit moment de timp. De exemplu, dacă avem un LED conectat la un pin, putem să-l stingem și să-l aprindem după un anumit program. Practic, evenimentele de timer, stingând sau aprinzând LED-ul. Practic, timerele sunt implementate ca niște contoare, care pot fie să se incrementeze singure în timp, după o anumită viteză, fie să numere niște evenimente discrete. Cum controlează practic CPU core-ul acest periferic? Păi, cum am discutat și în cursurile precedente, pe busul intern există acces către registrele I/O ale perifericului respectiv, în cazul ăsta timerul. În acest periferic, practic, am toate registrele de care am nevoie pentru a-l controla. Și asta înseamnă registre care îmi spun cum numără, registre care conțin informații despre cât de repede numără, când sunt asociate acțiuni sau ce se execută în acele acțiuni. Aveți aici practic o imagine cu un timer, deci contorul pe axa verticală este valoarea la care numără, pe axa orizontală avem timpul. Ce avem de important de văzut aici este ce numără, practic contorul, și asta este efectiv scărița asta pe care o vedeți. Apoi, e foarte important până la cât numără. O să vedem imediat după aia ce înseamnă fiecare dintre valorile respective. Apoi, cât de repede numără, dat de acest delta T. Apoi o să vedem când se produc evenimente și ce facem în evenimentele respective. De exemplu, compare interrupt poate să fie o întrerupere, așa cum am văzut mai devreme, un ISR, un Interrupt Service Routine. Ok, ce sunt fiecare dintre termenii ăștia? Top este efectiv valoarea până la care numără. OCR este pragul până la care numără. Aici poate să, o să vedem, avem și o numărare în sus și o numărare în jos. OCR vine de la Output Compare Register. Și delta T este intervalul de timp în care se scurge între numărări, deci între incrementări ale contorului. Și ăsta este dat practic fie de timp,
fie poate să fie evenimente fixe. În cazul în care este vorba de timp, în general se ia frecvența microcontrolerului și se împarte printr-un ceea ce se cheamă un prescaler. Deci, practic, în loc să am 16 MHz, cum ziceam noi că avem la controllerul ăsta de multe ori, putem să avem 2 MHz, pentru că am pus un prescaler de 8. O să vedem în cele ce urmează și de ce este important acest prescaler. Pe Atmega 324 avem practic 3 timere. Ele se găsesc în fișa tehnică, în datasheet, sub numele de timer slash counter și sunt de la timer counter 0 până la timer counter 2. 0 și 2 fiind timere pe 8 biți, deci contorul lor merge de la 0 la 255 și apoi face wraparound. Timerul 1 este cel pe 16 biți, deci de la 0 la 65 de 1535. Cum sunt organizate registrele de control? Deci am TTCR 1A, 2A, 0A și TTCR 0B, 1B, 2B. Astea sunt Timer Counter Control Register. Deci, pe partea de control, mai mulți dintre biții de control sunt strânși în aceste două registre, câte două pentru fiecare timer. Fiecare nu este o valoare continuă, ci are mai multe bitfield-uri importante. Dintre bitfield-urile astea, aș menționa biții de CS, Clock Source, Clock Select. Practic îmi spun cât de repede numără și o să detaliem un pic mai încolo. Waveform Generation Mode, biții WGM, practic îmi spun cum se numără, dacă se numără până o anumită valoare sau până o altă valoare, dacă se numără crescător sau în formă de triunghi crescător și apoi descrescător. Biții de COM, Compare Output, deci e practic mecanismul prin care pot să scot un output din timer către unul dintre pini. O să vedem noi pentru ceea ce se cheamă PVM. Revenim cu PVM și cu definiția lui un pic mai încolo. Apoi am niște praguri. Deci sunt Output Compare Register. Practic se face de fiecare dată o comparație între contorul curent și aceste praguri și se pot genera evenimente sau se pot întâmpla anumite chestii în mod automat. Apoi mai am contorul efectiv, tkNT 0, 1, 2. De foarte multe ori la contor nu o să umblăm direct. De ce zic chestia asta? De exemplu, cu un prescaler de 1, contorul poate să numere la fel de repede câte un ciclu de procesor. Instrucțiunile, dacă ați văzut și data trecută, sunt câte 2 cicli, 3 cicli, poate și 1. Asta înseamnă că tkNT poate să numere mult mai repede decât orice am putea să facem noi pe acest microcontroler. Drept pentru care, de multe ori, o să umblăm la celelalte registre, pentru că el se mișcă mult prea repede. Și ultimul registru de care vorbim este TIMSK, Interrupt Mask Register. Practic îmi spune care dintre evenimentele din timer doresc să le asociez cu niște întreruperi. Evenimentele se întâmplă oricum, de exemplu, evenimentul de overflow, contorul trecând de la 255 la 0, dar vreau să știu dacă vreau să am și o întrerupere sau nu. Asta fac în acest registru. Biții de CS, de Clock Select, practic încep prin a fi 0. Eu pot să verific toate bitmap-urile în fișa tehnică să văd care sunt valorile inițiale. Pentru ei este 0 și practic sunt legate de starea în care timerul este oprit. Deci avem un no clock source. Apoi, prescaler-ul o să vedeți că nu pot să pun orice valoare acolo. În general are valori fixe. Și în cazul Atmega 324 sunt prescaler-uri la valori puterea lui 2. De ce e mai ușor să folosesc puterea lui 2 pentru prescaler? Pentru că circuitul în sine
este un mini contor. Cum împart eu un ceas, cum fac o frecvență de 8 ori mai mică decât cea a unui semnal pe care îl primesc? Păi, la fiecare a 8-a tranziție pe care o observ la intrare, fac o tranziție la ieșire. Deci, practic, îmi trebuie 3 biți de memorie ca să pot să fac un contor intern și să-i spun la ieșire, ok, abia acum pot să faci o tranziție. Dacă țineți minte de la CN, puteau face cu bi stabile D înlănțuite. Practic, în cazul ăsta, ar fi fost 3 bi stabile D. Ok, ce alte opțiuni mai am aici? Pe anumite timere pot să leg un semnal extern. Deci, în afară de ceasul extern de 16 MHz, care este legat, îl legăm noi, vă reamintesc, putem să legăm altă valoare, la pinii de X-TAL și la circuitul principal al microcontrolorului de ceas, mai există alți pini pe care pot să leg astfel de semnale. Și aceste semnale nu trebuie neapărat să fie cu cristal de cors, pot să fie efectiv semnale de ceas primite de la alt microcontroler. Pe timerul 2 însă, poate chiar să fie legat un alt cristal de cors, să formeze un circuit oscilator de o frecvență mai mică. Deci aș vrea să fac o frecvență mai mică. În general, cristalele de cors sunt cu atât mai precise cu cât frecvența lor de rezonanță este mai mică. Și, de exemplu, cele care sunt făcute pentru 32 de kHz sunt considerate bune pentru real-time clocks. Pot să țin mult mai bine timpul și, în același timp, țin perioade mai lungi de timp. Biții de VGM sunt un pic mai complicați, cel puțin pe timerul 1, pentru care vă arăt tabelul aici. Pentru timerele 0 și 2, cele pe 8 biți, tabelul este mult simplificat și sunt mult mai puține moduri de lucru și biți aferenți, dar pentru timerul 1 sunt în total 16 moduri de lucru. Observați aici, practic am mai multe moduri pe care sunt indexate de la 0 la 15 și am câte 2 biți pe care îi pun în registre de control diferite. Deci VGM11 și 10 sunt în TTCR1A, ceilalți doi sunt în TTCR1B. Modurile sunt în mai multe categorii. Deci întâi este modul normal, după aia avem modul Clear Timer on Compare, care este modul cel mai simplu de lucrat cu un anumit prag. Asta înseamnă că numără până la un anumit prag, vedeți că topul este OCR1A și apoi se resetează. După care mai am niște moduri pentru PVM. Revenim cu descrierea lor la momentul potrivit. Atât Phase Correct PVM cât și Fast PVM. La ce trebuie să vă mai uitați pe acest tabel? Valoarea top este cea pe care numără. Și o să vedeți că sunt fie numere întregi pe numărul de biți posibili sau alte registre I/O din timerul respectiv care îmi spun până la cât să numere. Astea devin controlabile direct. Ce mai avem aici? În același timp mai avem o coloană cu Update of OCR1X sau NX, care îmi spune când se face update-ul de OCR. Deci eu dacă modific din cod un registru OCR, s-ar putea să nu fie imediat efectul acestuia. Se facă după următorul ciclu, deci după ce s-a făcut o numărare completă. Și în același timp îmi spune și când se face overflow-ul pentru modul respectiv de lucru, când apare întreruperea de overflow. Cam asta este tabelul de aici. Revin. Important este să știți ce mod aveți nevoie în funcție de top, poate de update, după care să puneți biții respectivi în cele două registre de control. Bitfield.com de com practic îmi spune cum se va genera semnalul de PVM, făcând abstracție de faptul că încă nu v-am zis ce înseamnă un semnal de PVM. Putem să ne gândim la cât timp ne ia să ajungem până la prag în momentul în care numărăm
și cât ne ia să ajungem de la prag până la valoarea de top și să facem overflow pe timer. Practic, duty cycle însemnând cât timp mi-a luat să ajung până la prag versus cât timp mi-a luat să ajung până la top. Îl vedeți aici ca D1 plus prag, 1 plus top. Practic, 1 plus prag sunt numărul de numărări, numărul de incrementări pe care le fac ca să ajung la prag și 1 plus top cât să ajung la top. Deci dacă vedem timerul nostru, de la 0 până la top, punem pragul undeva la jumătate, un semnal de PVM practic va fi un semnal în care va fi 1 până ajung la prag și 0 după aia. Și duty cycle-ul va fi dat de formula asta. Non-inverting înseamnă că este semnalul 1 până când ajung la prag. În momentul în care este inverting, va fi pe dos. Deci, practic, până ajung la prag, va fi semnalul meu 0 și apoi va fi semnalul 1. Evident, duty cycle-ul acesta va fi 1 minus celălalt. Toggle mode este cel mai simplu metod de a genera un semnal. Practic, înseamnă că de fiecare dată când voi face overflow, îmi va schimba ieșirea. Deci îmi va schimba valoarea de pe ieșire și va ajunge din 1 în 0 în 1 din nou. Vorbit până acum despre registre pe 16 biți, mai ales pentru că timerul 1, cum ziceam, are și contorul și pragul pe 16 biți, pentru că el însuși e un timer pe 16 biți. Am mai vorbit despre faptul că nu accesăm de obicei contoarele pentru că se modifică mult prea repede. Dar totuși, la un moment dat, o să avem nevoia să le citim din când în când. Și atunci ne punem problema cum putem să citim atomic o valoare pe 16 biți în condițiile în care ea variază foarte repede. Vă închipuiți că eu nu pot să citesc întâi varianta, întâi byte-ul high, pentru că poate să facă wrap-around byte-ul low până când apuc să citesc byte-ul low. Deci, având mai mulți cicli de ceas între cele două citiri, garantat nu am aceeași valoare. Și atunci pe AVR se fac anumite, există o metodă clară de a face citirile și scrierile pe 16 biți într-un mod atomic. Practic automat se face un latch, deci practic se păstrează byte-ul high câtă vreme eu citesc byte-ul low. Vă închipuiți că se face o citire în registrul reg de 16 biți către reg low. În același moment se păstrează și byte-ul high. Și atunci eu pot să citesc întâi registrul low și apoi registrul high și am garantat valoarea de la un anumit moment de timp. Versus dacă am citit cel high și atunci și după aia cel low, nu este corect pentru că sistemul meu mi-a păstrat alte valori sau mi le-a păstrat în alt fel. Practic, în momentul în care citesc valoarea low, triggeruiesc acest sistem. La write se face în direcția opusă. Deci eu întâi scriu byte-ul high și apoi byte-ul low. De ce se face chestia asta? Pentru că în momentul în care scriu byte-ul high, nu-l scriu în valoarea lui finală, ci îl scriu într-un registru temporar și când scriu și cel low, atunci se face scrierea simultană. Și practic îmi garantează și citirea atomică și scrierea atomică. Din fericire, compilatorul este suficient de deștept să facă toate aceste operații singur. Voi trebuie doar să-i dați indicatorul pentru registrul de I/O pe 16 biți. Deci în cazul TCNT1, contorul de la timerul 1, care are TCNT1H byte-ul high, TCNT1 low byte-ul low, voi dacă accesați TCNT1, compilatorul face automat operațiile în ordinea corectă. Dacă voi scrieți în TCNT1, iarăși, compilatorul face operațiile în ordinea corectă. Deci cu GCC e bine să știți că există acest mecanism
Dacă ajungeți vreodată să scrieți inline assembly ca să faceți niște optimizări, veți avea nevoie să-l faceți manual, dar în general se ocupă compilatorul de aceste subtilități. Am vorbit despre cum generăm semnale PVM, dar n-am vorbit efectiv despre ce sunt acestea. Vrem să generăm acest pulse width modulation signal, deci modulare în lățime de puls pentru a controla diverse dispozitive. Generăm un semnal cu un anumit duty cycle și cu o anumită frecvență. Închipuiți un semnal periodic cu perioadă T mare. Perioada în care, timpul în care este semnalul pe 1 este T mare 1, timpul în care semnalul este pe 0 este T mare 2. Duty cycle-ul este T1 supra T1 plus T2 sau T1 supra T mare. Frecvența, evident, este 1 pe T mare, care poate la fel de bine să fie 1 pe T1 mare plus T2 mare. Pentru cine trebuie semnalele PVM? De exemplu, putem să controlăm diferite dispozitive. Am dat eu aici exemple de LED-uri și motoare. Un LED fundamental este o diodă, Light Emitting Diode. Are o tensiune la care se deschide, LED-urile roșii la 2,1V, 2,2, LED-urile verzi și albastre între 3 și 4V. Practic, eu le deschid la acea tensiune, împreună cu rezistența care limitează curentul, mă aștept să există o intensitate luminoasă corespunzătoare. Eu nu pot să am de două ori mai puțină intensitate luminoasă dacă pun o tensiune de două ori mai mică, efectiv nu se deschide dioda în cazul acela. Și atunci, pentru a obține o intensitate luminoasă de două ori mai mică, o să multiplexez în timp. Deci o să țin aprins jumătate din timp LED-ul și jumătate din timp o să-l țin închis. Dacă fac chestia asta suficient de repede, retina umană nu va simți diferența. Nu va simți trecerea între 1 și 0 atât de rapid, datorită efectului de remanență pe retină. Practic un fel de inerție. În cazul ăsta o să văd intensitatea de două ori mai mică. V-am dat eu aici exemple cu cele trei LED-uri. Toate le leg la fel, printr-o rezistență și dând semnale diferite LED-ului, eu pot să luminez mai încet sau pot să luminez mai tare. Cu un semnal PVM de duty cycle mic va lumina puțin, cu un semnal de duty cycle înspre 100% va lumina maxim. Același lucru se întâmplă și cu motoarele. Practic, pentru o anumită tensiune, eu nu să pot să urnesc motorul deloc pentru că are o inerție și atunci îl pornesc la tensiunea maximă, aia la care știu că merge și la care învinge inerția și atunci, dacă fac asta jumătate din timp, voi putea să las motorul să meargă de două ori mai încet. PATmega 324. Semnalele de PVM se produc pe canale PVM. În total avem 6 canale PVM pe controlul acesta. Fiecare două dintre ele este legat la câte unul dintre timerele existente. Timerele pot fi configurate să producă și semnal PVM în concordanță cu configurarea. Deci în timpul numărării reiese automat și acel semnal dacă este configurat cum trebuie. Practic este un, apropo, vreau și canal PVM. Funcția de timer, altfel se desfășoară în mod normal, este efectiv complementar. Și acum vom detalia un pic modurile de lucru prezente pe Atmega 324. Ați văzut modul normal, modurile PVM, PVM Phase Correct și Fast PVM, sau modul Clear Timer on Compare. Modul normal este modul default pentru toate timerele de pe Atmega 324 și este cel în care top, valoarea maximă, este fixat. Deci nu poate fi modificat, este în principiu la valoarea maximă de pe conturul acelui timer. De aici putem să ne dăm seama foarte ușor când va face overflow acest timer, dacă este lăsat de capul lui. Practic, frecvența de overflow. Frecvența la care se generează semnalul de overflow. Ignorând prescaler-ul pentru început, ne dăm seama că este vorba de frecvența
la care se numără, deci frecvența CPU-ului, dacă am ignorat prescaler-ul, împărțit la câte incrementări sunt necesare pentru a face un overflow. Deci, pentru a număra de la 0 la 255 și înapoi la 0, sunt 256 de incrementări. Deci, frecvența CPU-ului supra 256. Dacă punem și prescaler-ul în această ecuație, practic este frecvența CPU-ului supra prescaler ori 256. Deci prescaler-ul îmi împarte frecvența procesorului și îmi dă frecvența cu care număr. Altfel zis, frecvența overflow este frecvența cu care număr supra 256. Cât ar avea pentru un timer de 16 biți? Ar fi FCPU supra prescaler por 65536. Ce pot să fac cu acest mod normal? Vă închipuiți că nu pot să modific prea multe. Dacă nu modific până unde numără, măcar pot să modific un pic prescaler-ul sau pot să modific ce fac cu rezultatul numărării, ce fac cu în momentul în care se atinge overflow, ce fac în momentul în care se atinge câte un prag, pot să-mi setez praguri în continuare, sau poate chiar prescaler-ul setez din clock source să nu fie o valoare fixă, ci îi spun din clock source să-mi aleagă un eveniment extern pe care să-l număr. Modul normal este cel mai des folosit acolo unde nu ne trebuie o anumită frecvență. Putem să lucrăm cu oricare frecvență cât timp este într-o plajă de valori. Exemplul pe care vreau să vi-l dau acum este o metodă de debouncing pentru butoane. Ce înseamnă asta? Butonul fizic pe care l-ați văzut la laborator, în primele două laboratoare câte au fost, practic este un dispozitiv mecanic și nu funcționează în mod ideal. O apăsare de buton nu înseamnă neapărat o singură tranziție între 0 și 1. De multe ori înseamnă mai multe tranziții. Și atunci intervine problema cum îmi dau seama că a fost o singură apăsare versus o apăsare fantomă pentru că s-a oscilat între 0 și 1. Cum transform semnalul pe care îl vedeți aici în slide într-un semnal curat cu o singură tranziție din 0 în 1 și o singură tranziție din 1 în 0. O metodă prin care putem să ne dăm seama care sunt apăsările fantome și care este apăsarea de care chiar trebuie să ținem cont, deci să facem debouncing cu ajutorul unui timer, este cea în care ținem cont de prima tranziție și apoi anulăm tranziții pentru o anumită perioadă de timp. Nu ne interesează apăsările de buton dacă s-a mai făcut o apăsare în ultimele 5 milisecunde, de exemplu. Haideți să ne uităm la cum s-ar face acest debouncing. În exemplu de cod de aici, avem două variabile globale. Last event îmi spune când s-a făcut ultima tranziție între 0 și 1 sau 1 și 0. Observați că e pe 16 biți, unsigned. Button state îmi spune dacă este 0 sau 1. Am pus uint8t. Practic sunt doar două valori posibile. Ambele variabile sunt volatile pentru că vor fi modificate dintr-o întrerupere. Delay-ul am zis că aș vrea să fie 250 de milisecunde. Și dacă vă uitați cum l-am definit, l-am definit presupunând că prescaler-ul este 1024 și că trebuie să împart o secundă în 4 pentru 250 de milisecunde. 16 milioane unsigned long supra 1024 supra 4 este o operație pe care o face compilatorul la compile time. Nu trebuie să o face de fiecare dată. Ce vedem în main? În main pornim timerul. Timerul inițial este oprit cu clock select 0. Eu trebuie doar să-i pun o valoare în biții de clock select ca să poată să pornească. În cazul nostru, prescaler-ul 1024 are valoarea 5 pe acei 3 biți. Setez valoarea 5 pe acei 3 biți cu 5 shiftat la stânga cu ultimul bit din bitfield. Asta este un shorthand notation care presupune că biții sunt
adiacenți unul cu cel între ei. Dacă nu ar fi fost adiacenți între ei, asta ar fi fost complet greșit. Dar, istoric, biții aceștia, de că sunt în toată familia AVR, au fost adiacenți și atunci am păstrat acest cod. Ce pot să fac după aia? Butonul efectiv trebuie să-l pun pe intrare. Apoi, PCICR și PCMSK2 reprezintă configurarea pentru întrerupere externă. Noi până acum nu am făcut întrerupere externe sub forma asta. Aici este vorba de patru posibile întreruperi, câte una pentru fiecare port, și care îmi spun că există un pin change. Deci este pin change interrupt. Pin change interrupt control register îmi spune pentru fiecare în care dintre pin mă interesează și după aia trebuie să activez efectiv acea întrerupere. Deci în cazul nostru întreruperea este PCInt2 și pentru că vrem PC0, PCMSK16 îmi spune că acela este pinul pe care mă interesează, pentru care mă interesează să primesc întreruperi de pin change interrupt. Eu, efectiv, pe aceste pin change interrupt pot să primesc până la 4 întreruperi pentru toți cei 32 de pini, în momentul în care apar diferențe pe ei. Dacă vreau să văd doar un pin, atunci îmi trebuie doar una dintre întreruperi, în mod special aici 2, și trebuie să activez doar unul dintre pinii pe care vreau să fac chestia asta. Și apoi activez întreruperile cu SEI și îl trec într-o buclă infinită. Ce fac în întrerupere? Observați că nu mai am nicio buclă de main. În întrerupere mă uit dacă starea de buton este diferită față de ce știam și dacă a trecut suficient timp de la precedenta schimbare de stare, atunci schimb din nou starea. Și execut niște funcții de button press și button release pe care nu le-am mai scris aici. În același timp rețin contorul timerului ca fiind noul last event, ca să pot să resetez logica de delay a următoarei schimbări. Următorul mod la care ne uităm este modul Clear Timer on Compare. Este modul în care timerul se resetează în momentul în care contorul ajunge la un prag. Pragul poate să fie un registru de tip OCR, Output Compare Register, sau un registru ICR, dacă există în timerul respectiv. Deci contorul poate să meargă de la 0 până la 10, 20, 30 și apoi să se reseteze în funcție de ce setăm noi în registrul OCR în care e setat modul să se reseteze. Unde văd chestia asta? În tabelul precedent, acela cu biții de VGM. Acolo văd clar care este valoarea top. Și în momentul în care zice top este OCR1A, în OCR1A voi seta o valoare la care din care contorul să treacă direct în 0. Ce ajungem să controlăm în acest mod? Ajungem să controlăm frecvența cu care ajungem la acest compare match. Nu mai trebuie să mai numărăm până la 255, putem să numărăm până la 10. Practic, numărând mult mai puțin, numărăm mult mai repede. Sau mai precis, putem să ajustăm frecvența la care ajungem în niște întreruperi. Pentru că și compare match-ul generează o întrerupere pe toate pragurile, atât pe pragul A, cât și pe pragul B. Nu mai ajungem de data asta la overflow, decât dacă setăm OCR1A la valoarea maximă. Atunci se declanșează atât overflow cât și compare match. Frecvența cu care generăm întreruperi de tipul compare match pe pragul până la care numără timerul respectiv este similar cu ce am avut la modul normal, doar că înlocuim 255, unde era 255 plus 1, cu valoarea noastră a pragului, OCR
XA, adică o cere 1A, 0A și așa mai departe. La fel, frecvența microcontrolului poate sau nu poate să fie împărțită de un prescaler, PS, aici. O mare modificare față de alte moduri, în acest mod, pragul se modifică instant. Și o să vedem imediat de ce ne poate încurca acest lucru. Cu exemplu de pragul este la 100, deci noi numărăm de la 0 la 100 și înapoi la 0. Contorul este pus la jumătate pe la 50. Și în timp ce contorul încă vrea să ajungă către prag, către 100, mutăm pragul la 25. Și comparația nu se execută de tipul în felul în care contorul este mai mare decât prag și atunci pun contorul pe 0, ci pur și simplu nu a întâlnit valoarea de prag. Și atunci poate să facă overflow. Trece prin valoarea maximă, trece prin 0xFF sau 0xFFFF, dacă este vorba de timerul de 16 biți. Puteți vedea aici vizualizarea din fișa tehnică a modului Clear Timer Compare. Triunghiurile reprezintă incrementările contorului și observați diferite valori de prag asupra formei de undă, odată a contorului și apoi a semnalului PVM generat, în cazul ăsta cu metoda toggle. Dacă toggle este pus la fiecare clear al contorului, cu cât contorul este mai mic, cu cât pragul este mai mic, cu atât frecvența va fi mai mare. Ca exemplu, pentru modul acesta de lucru, o să vrem să implementăm un ceas. Fundamental, un ceas trebuie să numere secundele. Dacă să numărăm o secundă, va trebui să vedem dacă putem să facem oricare dintre timere o secundă. O să vedeți imediat de ce. Practic, ne propunem să numărăm o secundă în hardware cu ajutorul timerului și de fiecare dată când se numără o secundă să incrementăm o variabilă în software, astfel încât să putem să numărăm oricâte secunde. Ce observăm pe un timer de 8 biți? Dacă punem prescalerul la maxim, la 1024, ca să micșorăm cât mai mult frecvența, frecvența la care obținem acel compare match va fi de 61 de herți. Deci 16 milioane, dacă avem într-adevăr cristalul de cuarț de 16 milioane, împărțit la 1024, împărțit la maximul numărului de incrementări, presupunând că OCR este pus la 255. Evident, 60 de herți nu este nici pe departe un herț cât ne-ar trebui ca să numărăm o secundă, și atunci ne dăm seama că trebuie să folosim timerul de 16 biți, care are rezoluție mai mare. În cazul acela, FCMP era FCPU supra prescaler or 1 plus OCR, din care ne dăm seama cât ar trebui să fie pragul, deci OCR, astfel încât să obținem un herț. Atunci, din ecuația respectivă, ne iese FCPU supra prescaler or 1 minus 1. 16 milioane împărțit la 1024 împărțit la 1 Hz minus 1, ne dă 15.624. Observăm că valoarea asta este pe 16 biți și teoretic am putea să măsurăm până la de 4 ori această valoare. Deci teoretic ajungem până la maxim 0,25 Hz cu acest timer. Și acum să ne uităm la exemplu de cod. Avem o variabilă cu numărul de secunde, volatile, am pus-o pe 32 de biți, inițializată cu 0. Ce facem în main? În main ne setăm pragul, acel 15.624. Observați că nu îl scriu direct, ci îi aplic formula, oricum se calculează la compilare. Ce pun în TTCR1B? Odată pun prescalerul de 1024 pe biții de QS, care se află aici, și mai trebuie să setez unul dintre biții de WVGM. Practic,
au fost 1 bit de 1 și 3 biti de 0. Acum trebuie să mai setez doar 1 bit de VGM12 pentru a ajunge la acest mod de lucru. Deci un mod CTC care să zică că topul, deci valoarea maximă, este o CR1A. Apoi întâi MSK, aici e o greșeală, trebuie să fie tăi MSK1, activez întreruperea de compare pe pragul A. Output compare interrupt enable 1A este numele bitului efectiv. Activez întreruperile, îl pun într-un while 1. Singurul lucru pe care trebuie să-l mai fac în ISR este să incrementez numărul de secunde. Acea variabilă software pe care ziceam că o folosesc pentru ceasul meu. Bine, n-a ajuns să fie ceas, a ajuns să fie cronometru. De aici este ușor să numărați minute, ore și așa mai departe. Despre modul de fast PVM, practic vă pot spune că este similar cu CTC-ul. Deci există la fel potențial un prag la care se își dă reset sau chiar valoarea maximă. Dar foarte important pentru acest mod este că update-ul pragului se întâmplă doar după ce ajunge în bottom, deci după ce trece prin 0. Asta oferă niște garanții pentru sistemele la care conectez un semnal de PVM. De ce aș avea nevoie de astfel de garanții? Am discutat mai devreme la PVM că avem o intensitate luminoasă fixă pentru momentul în care deschidem LED-ul. Punem 5V pe linia de la pin, avem o rezistență și avem o intensitate luminoasă. De fapt, pentru majoritatea LED-urilor, intensitatea luminoasă este direct proporțională cu, sau mă rog, aproape direct proporțională cu intensitatea curentului care trece prin el. Și intensitatea curentului este dată și de rezistență. Ca să nu facem prea multă electronică, era vorba de tensiunea de 5V minus tensiunea pe LED supra rezistență. Asta ajungea să fie curentul prin diodă. Acum, LED-urile astea au un curent maxim, dincolo de care se ard. Dar ele pot susține un curent mai mare pentru un timp foarte scurt. Dacă ar fi să vă dau un exemplu, să zicem că pot să țin 10 mA constant prin acel LED fără să se ardă, dar pot să țin 20 de miliamperi dacă țin jumătate din timp. Deci eu aș putea, de fapt asta ar fi echivalent, hai să zicem și mai mult, pot să dau 50 de miliamperi dacă țin jumătate din timp. Deci eu pot să forțez o intensitate luminoasă și mai mare decât dacă aș fi tot timpul pe un curent maxim, dacă îi dau un moment. Și aici intervine semnalul de PVM. Dacă eu pot să garantez software că niciodată nu o să trec de acel 10% sau 50% sau care este factorul de umplere maxim, atunci practic pot să luminez cu LED-ul respectiv mai mult. Ok. Din punctul de vedere al perifericului de timer, el această garanție mi-o dă. Îmi dă garanția că eu dacă modific pragurile, deci dacă vreau să modific intensitatea LED-ului, niciodată nu trece să facă overflow prin valoarea lui maximă, pentru că asta arde LED-ul. Deci mi-ar oferi în semnalul acela periodic, mi-ar oferi una dintre iterații ar fi greșită și foarte lungă. Pentru că în loc să numere, nu știu, până la 10 numără până la FF, până la 255. Deci de 25 de ori mai mult mi-a ținut la intensitate maximă și nici măcar nu voiam chestia asta. Și atunci modul de fast PVM este acesta în care resetează la 0. Schimbă valoarea pragului la 0. Deci eu îi setez un prag nou, dar intră în execuție, intră în validitate după ce trece timerul prin 0. Vizualizarea din fișa tehnică pentru modul fast PVM ne arată clar că putem să modificăm
doi parametri pentru semnalele generate PVM. Vedeți că TCNTN, contorul, poate să numere până la valori diferite. Asta înseamnă că top se poate modifica și în același timp se poate modifica un prag la care se generează PVM-ul. Observați că primele două iterații sunt cu duty cycle de 100% pentru că pragul este egal cu valoarea maximă. La a treia iterație, pragul este la 66% din valoarea maximă, din valoarea de top, nu valoarea maximă. Apoi este la 50%, apoi se modifică topul și pragul în același timp, astfel încât pragul este la jumătate din top și tot am 50%. Și apoi este o iterație iarăși cu un top foarte mare și prag undeva la 25%. Cele două semnale de PVM sunt în oglindă. Primul dintre ele este non-inverting mode. Aici zice că biții de COM trebuie să fie egal cu 2. Asta era pentru un anumit, pentru timerul 1, cred. Și al doilea semnal este în modul inverting. De asta cele două sunt complementare. Pentru, de exemplu, de la fast PVM vom face ceva mai complex. Folosindu-ne de faptul că timerul are două canale, vom pune două aplicații complet diferite pe fiecare canal de PVM, ca să arătăm că se poate în principiu. Pe primul canal de PVM vom pune un LED și vom dori să controlăm intensitatea luminoasă de pe el. Pe al doilea canal vom conecta un speaker. Deci este un element care generează sunet, ar avea nevoie de o sinusoidă, dar sunetul este ok și dacă primește un semnal pătratic. Evident, duty cycle-ul trebuie să fie de 50% și pentru speaker va conta frecvența. Frecvența va trebui să fie în spectru audibil, deci oriunde între 5 și 20 de kHz. 5 Hz și 20 de kHz. Ca nevoi, pe primul canal vrem să putem să modificăm duty cycle-ul, dar frecvența nu ne interesează foarte tare. Adică dacă nu este o frecvență mică, nu vom vedea LED-ul pâlpâind, ci vom vedea o intensitate constantă. Pe canalul 2 vrem duty cycle-ul să fie 50%, dar să putem să modificăm frecvența. Numele pinilor care au canale de PVM le găsiți în fișa tehnică sub numele de OC, Output Compare. Pentru timerul 1 este Output Compare 1A și Output Compare 1B. Și ăștia sunt pinii la care voi lega cele două dispozitive. Odată LED-ul înseriat cu o rezistență care să limiteze curentul și odată speaker-ul înseriat cu un condensator ca să aducă variațiile de 0,5 V centrate pe 0. Așa este nevoie pentru speaker. În aplicația noastră avem aceste două semnale care trebuie să provină de la două canale PVM. Țineți minte că trebuie să putem să modificăm frecvența pentru speaker pentru a avea o frecvență modificabilă dincolo de valorile de prescaler. Trebuie să folosesc niște praguri, cum ar fi OCR1A sau ICR. Astea sunt valorile de top posibile din tabelul cu biții VGM. Astea sunt singurele două opțiuni. Pentru că LED-ul este pe canalul A, am nevoie deja de OCR1A ca să-mi seteze duty cycle-ul acolo, deci va trebui să folosesc ICR. ICR-ul este un registru I/O pentru numărarea inputurilor, deci a unor evenimente externe și nu îl folosim acum. Și atunci putem să-l folosim doar ca prag, să-l setăm noi din software și atunci nu vom avea nevoie de altceva ca să numărăm. Cum va arăta chestia asta în final? Contorul nostru va merge până la ICR. Vom avea odată pragul
o CR1A care ne va da duty cycle-ul pe LED, ICR-ul va fi topul, deci îmi va da frecvența. Și speakerul, deci va avea un semnal de 50% cu frecvența dată de ICR1, iar LED-ul va avea un semnal cu o frecvență de 2 ori mai mare și cu duty cycle-ul dat de OCR1A. De ce zic duty cycle, frecvență de 2 ori mai mare? Pentru că el trece printr-o perioadă de fiecare dată când contorul trece printr-o perioadă, iar speakerul trece printr-o perioadă când contorul a trecut prin două perioade. Modurile PWM pentru speaker sunt toggle mode, iar pentru LED sunt non-inverting mode. În acest exemplu ne-am îndeplinit scopul. Frecvența este setată de ICR1. Pe LED-ul pe care vrem să drive-uim un semnal de PWM, putem să reglăm luminozitatea prin pragul timerului, prin OCR1A. Pe canalul B putem să avem 50% duty cycle constant cu frecvența controlabilă. Există două moduri de a face acest lucru, fie cu toggle, cum v-am arătat în exemplu, fie prin a pune OCR1B să fie întotdeauna ICR1 pe 2. Pe exemplu de cod, ignorați prima variabilă, mi-a scăpat aici. Haideți să ne uităm întâi la main. Prescale-ul îl setăm pe 1, valoarea 1 pe BC de KS. De data asta avem un mod cu mai mulți bits de 1 pe Waveform Generation Mode Bits, deci pe WGM. Îi vedeți deja împărțiți în cele două registre I/O. Observați că întâi am făcut egal pentru a face toți ceilalți bits 0. Și apoi pentru a seta biții de COM, deci biții care controlează output-ul de PWM, am pus cu sau egal doar în registrul în care se află. Iarăși observați că biții de COM sunt pereche câte unul pentru fiecare canal. Deci timerul 1 are două seturi de bitfield-uri de biți de COM, timerul 0 la fel, timerul 2 la fel. Pentru canalul A vrem să setăm acel non-inverting mode, pentru canalul B vrem să setăm toggle mode. Ne uităm pentru amândouă în fișa tehnică, pentru modurile non-PVM, așa se cheamă, acest CTC e non-PVM, și găsim că trebuie să punem valorile 2 și 3, deci 1-0 și 1-1. În același timp trebuie să le setăm și pe ieșire. Asta înseamnă că ne uităm pe pin-out-ul microcontrolerului și vedem unde sunt canalele A și B de la timerul 1. Deci unde sunt pinii OC1A și OC1B. Și ei sunt PD4 și PD5. Îi setăm ca ieșire, atâta trebuie să mai facem. Intrăm într-o buclă infinită. Acum avem și funcția de set speaker frequency, care nu știm când se apelează. Bănuiesc că mai lipsește ceva din acest program, evident. Dar o avem pentru o frecvență care este număr întreg, găsim un threshold, găsim pragul. Și este inversul formulei, doar că apare acest termen de 2, pentru că am zis că facem cu toggle. Deci, împărțim frecvența CPU-ului la 2 și la frecvența dorită, minus 1. Similar cu cum făceam la exemplu precedent cu ceasul, doar că mai împărțim o dată la 2. Ne asigurăm că threshold-ul este în limitele pe care le dorim. Vedeți că threshold-ul l-am pus pe 32 de bits special. Apoi îl setăm în ICR. ICR 1, de fapt aici. Cu un cast implicit. Deja ne-am asigurat că este între valorile necesare. Deci castul implicit nu cauzează vreo problemă. Exemplul anterior are niște drawback-uri. Nu poate să redea toată gama de frecvențe audibilă. Pentru că pragurile le-am pus între 6 și 65.535, sunt limitat în ce frecvențe pot să redau. Inversând formula din cod, frecvența
este CPU supra 2 supra plus 1 și ajunge să fie între 122 de Hz și 2 MHz. Pentru LED este foarte bine pentru că frecvența de 122 de Hz pe toggle înseamnă 244 pe LED. Deci deja la 244 de Hz nu o să observ schimbarea de intensitate a luminii, dar pe partea de speaker, 122 de Hz nu este limita minimă audibilă. Deci sunt multe sunete sub această frecvență pe care nu o să pot să le redau, la fel și cele de 2 MHz. Toată chestia asta se schimbă în momentul în care pun un alt prescaler. Deci un prescaler de 8, un prescaler de 16 îmi va schimba gama. Foarte probabil, dacă schimb prescalerul, nu o să mai pot să mai am frecvențele acestea mari de 2 MHz, dar o să pot să am frecvențe mai mici. Iarăși LED-ul nu va mai putea fi, va începe să pâlpâie. Nu o să mai aibă o continuitate în intensitatea luminoasă pentru că frecvența va fi prea mică. Dacă am fi folosit un prescaler de 1024, gama era 0,12 Hz, 1,95 kHz. Deci frecvențe mult mai mici. Am fi pierdut frecvențele de 2 MHz. Dacă dorim să facem un cod care să meargă pentru orice plajă de frecvențe, trebuie ca în momentul în care setăm o frecvență nouă să schimbăm și prescaler-ul ca să fie în gama de frecvențe disponibile pentru acel prescaler. Modul phase correct generează tot semnale PWM, dar are de 2 ori mai puține tranziții pentru același duty cycle. Contorul merge între 0 și top și înapoi la 0, deci este o formă de undă triunghiulară. De ce zic același duty cycle? Așa cum vedeți, în momentul în care număr de la 0 până la top, după aia de la 0 din nou până la top, am un duty cycle, în cazul, exemplu, 75%, dar am un număr de tranziții pe care le-aș putea micșora dacă în următoarea perioadă aș inversa, aș face non-inverting mode. Deci dacă, de fapt nu inverting mode, pentru că aia ar fi un alt duty cycle, ci dacă aș număra invers, aș ține 0 mai mult timp și după aia aș trece din nou semnalul pe 1. Practic același duty cycle, dar invers. Deci odată întâi 1 și după aia 0 și după aia 0 și cu 1. În loc să vorbim de inverting sau non-inverting mode, la phase correct PWM zicem de clear and when down counting set on up counting, deci setează pe 0 semnalul când decrementează și îl setează când incrementează sau invers. Set when down counting, clear on up counting. Și face set la semnal în momentul în care decrementează și clear în momentul în care incrementează. Care dintre ele este omologul non-inverting? Al doilea. Set when down counting, clear when up counting. Pentru vizualizarea din fișa tehnică pentru modul phase correct, din păcate e un pic confusing pentru că au ales autorii să schimbe și pragurile și top foarte des. Ceea ce trebuie să vedeți din chestia asta este contorul care este sub formă triunghiulară, overflow-ul care este întotdeauna la bottom, la 0, când se ajunge la 0, și diferite momente în care se comută starea în funcție de atingerea unui prag sau concomitenta pragului care a fost setat ca fiind top. Până acum am vorbit de controlul montarelor, dar nu am vorbit despre cum se face efectiv. Am zis doar că ne trebuie un semnal PWM. Pentru motoarele direct current, motoare DC, cu brushes, putem să le controlăm printr-un semnal, dar nu direct de la microcontroller.
Nu putem să luăm motorul să-l conectăm direct la microcontroller pentru că nu putem să avem suficient curent dintr-un pin. Corect ar fi să-l legăm printr-un NMOS, printr-un tranzistor NMOS, de exemplu, putem să legăm motorul la o alimentare de 12V, cam cât ar avea nevoie, depinde de motor. Toată chestia asta fiind echivalentă cu a avea un switch controlabil din software care îl conectează la 12V. Dacă vrem ca motoarele să se învârtă în ambele sensuri, atunci avem nevoie de o schemă mai complexă de conectarea lor cu anumite semnale de control. De exemplu, puntea H este o schemă în care se folosesc patru switch-uri și sunt alternativ închise două dintre ele pe diagonală. Și atunci curentul fie trece într-o direcție prin motor, fie trece în sensul opus. Numele vine evident de la layout-ul desenului, puncte H. Se găsesc sub formă de chipuri integrate. Ultimul mod, Phase and Frequency Correct PWM, este identic cu modul Phase Correct PWM, doar că update-urile de prag se întâmplă doar în momentul în care se trece prin 0. Și astfel avem aceeași consistență pe care o aveam în fast PWM versus clear timer în compare. Acum ne vom mai uita la câteva aplicații în plus cu timere. Servomotoarele sunt, de exemplu, motoare cu 3 pini, alimentare ground și un semnal de control, care au înăuntru un circuit de control care redă un anumit unghi în funcție de semnalul de control. Și aici intervine partea în care noi generăm un semnal PWM și are un sens în care ne dă unghiul pe care îl formează motorul față de axa lui normală. Cum vedeți în imagine, dacă punem niște pulsuri cu perioada de 20 de milisecunde și controlul pe partea de duty cycle de la cât vine? 5% la 10%. Acolo avem între un unghi de 0 grade și 180 de grade. Exemplul pe la care l-am dat aici este unui servomotor care are doar plaja asta de 180 de grade. Sunt și servomotoare care se pot roti indefinit și viteza este dată de acest semnal de comandă. În principiu, motoarele astea pot fi alimentate și la 5V, deși majoritatea sunt recomandate la 6V și este pentru circuitul de control este best effort ceea ce se cere. Deci s-ar putea să nu reușească să ajungă la unghiul respectiv datorită timpului strâns sau a unui load foarte mare. Load în sensul de braț al forței, în sensul că motorul ăsta nu poate să ridice oricât. Avem aici un exemplu de cod pentru servomotor. Ce ziceam important mai devreme este că trebuie să setăm o frecvență, și anume 50 Hz, ca să fie 20 de milisecunde perioada, și trebuie să mai setăm un duty cycle. Deci noi trebuie să alegem un mod de lucru care ne permite să modificăm amândouă. De obicei, unul cu top, în cazul nostru top la OCR0A, este foarte bun, cu prescaler am pus noi maxim 1024, ca să fie ușor să generăm acea frecvență de 50 Hz. Și atunci, biții de VGM sunt puși conform fișei tehnice de la timer counter 0. Prescaler-ul observați că este cam același, dar absolut întâmplător. În mod normal ar trebui să mă duc pe bitfield-ul de clock select de la fiecare timer în momentul în care vreau să folosesc timerul respectiv. Deci asta înseamnă că m-am dus în timer counter 0, la register description, la TTCR0A și 0B și am văzut bitfields respectiv ce valori au și ce biți trebuie să pun. Mi-am setat OCR0A astfel încât să am 50 Hz și apoi de fiecare dată când cineva vrea să îmi pună un unghi între 0 și 180 de grade, mă asigur ca unghiul să fie între 0 și 180 și după aia, cu regula de 3 simplă, încerc să îmi pun acel duty cycle între 5 și 10%.
Altă chestie pe care pot să o fac cu timerele de pe Atmega 324 este să-mi fac un timer de 24 de biți hardware. Adică să adun un timer de 16 biți și unul de 8 biți. Cum aș face chestia asta? Unul dintre timere poate să-mi genereze un overflow pe care pot să-l leg fizic către intrarea într-un alt timer. Ce înseamnă intrarea în alt timer? Printre opțiunile de clock select, deci în biții de CS, pot să existe și niște pin externi pe care pot să-i folosesc ca ceas de intrare. Și atunci, unul dintre timere va incrementa contorul lui de fiecare dată când celălalt timer face overflow. Caz în care, practic, mi-am înlățuit timerele și mi-am multiplicat rezoluția. Și acum vom vorbi despre Watchdog. Watchdog-ul este un timer extra al sistemului care întruchipează ideea de deadline. În momentul în care timerul expiră, controllerul este fie resetat, fie se intră într-o întrerupere de watchdog în care pot să îmi dau seama ce se întâmplă în controller. De ce aș face chestia asta? Practic, vreau să îmi dau seama dacă programul meu a ajuns într-o buclă infinită. Și atunci watchdog-ul vine și dacă nu s-a mai făcut o operație de a reseta contorul, și anume patching the watchdog, atunci eu consider că programul meu nu mai funcționează în mod normal și atunci fie a intrat într-un deadlock, fie se află într-o buclă infinită din alt motiv, fie pur și simplu nu mai este într-o stare validă și atunci trebuie să resetez controlul. În acest exemplu de cod, vedem partea de inițializare de watchdog în WDTKSR, Watchdog Control and Status Register. Se setează niște prescalere și apoi se inițializează întreruperile cu say și se intră în bucla normală. Programul buclează și de fiecare dată face un watchdog reset. Dacă do normal stuff durează mai mult, do normal stuff împreună cu delay ms, durează mai mult decât cât ne lasă watchdog-ul, atunci se intră în ISR și pot să stochez starea programului curent și să dau reboot, de exemplu. Să știu că nu sunt într-o stare corectă și atunci loghez și fac un reboot. Cam asta a fost primul curs online. Vă reamintesc, aștept întrebări și feedback pe forumul de pe Moodle. Și ne vedem săptămâna viitoare. Mă rog, ne vedem. Adică vă dau un alt video.